Cod roșu așadar în Prahova până la ora 12 și 50 de minute de ploi puternice acolo. Schimbăm județul, vedem ce se întâmplă în Dâmbovița, unde județul a fost afectat de furtuni și de grindină. Ce se întâmplă la această oră și ce ne așteaptă în continuare, ne spune meteorologul Oana Păduraru. Oana, te rog. Bună ziua, bine v-am găsit. Iată, în momentul de față este în vigoare un cod roșu de nowcasting până aproape la ora 1. La 1 fără 10 expiră acest cod și este posibil să fie prelungit, pentru că în județul Prahova deja până în momentul de față s-au cumulat peste 50 de litri pe metru pătrat. Ploaia continuă în zonă, astfel că ne așteptăm la cantități ce pot depăși chiar 70-80 de litri pe metru pătrat. Deja se văd efectele în teritoriu, iar în ceea ce privește instabilitatea atmosferică din restul zonelor țării, ne așteptăm ca în această după-amiază, până la ora 23, când expiră avertizarea cod portocaliu emisă în această dimineață, ne așteptăm în mare parte din țară, în Maramureș, Transilvania, Dobrogea, nordul și estul Munteniei, partea de sud a Moldovei, dar și jumătatea nordică a Crișanei, la fenomene de instabilitate, averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și căderi de grindină, grindină chiar de medii și mari dimensiuni, iar în restul zonelor țării, mai ales în cele atenționate cod galben, vor fi astfel de fenomene, însă pe arii mai restrânse și la cote ceva mai reduse. După expirarea acestui cod, în această noapte, regiunile nordice se vor afla sub incidența codului galben pentru manifestări de instabilitate, însă cantitățile de apă cumulate până mâine dimineață la ora 10 se pare că nu vor mai depăși 35 de litri pe metru pătrat, poate izolat, în puncte izolate, să fie 50 de litri pe metru pătrat. Deci, iată, în continuare, instabilitatea atmosferică, dar și valori termice în scădere în majoritatea zonelor țării. Mulțumesc, Oana. Mergem mai departe.